Războiul din Ucraina a ajuns în ziua 133. Potrivit informațiilor oferite de autoritățile ucrainene, 22% dintre militarii de pe front sunt femei. Multe dintre ucrainencele care luptă împotriva rușilor pentru a-și apăra țara sunt foarte active și pe rețelele de socializare, acolo unde arată momente din timpul confruntărilor. Una dintre tinerele femei soldate este Tatiana Ciubăr, care lucrează pe un obuzier autopropulsat. Femeia a ales să vină pe front, deși acasă o așteaptă doi copilași. Tatiana a devenit celebră prin postările sale de pe Instagram sau TikTok. Aceasta este observator de pe un obuzier și a fost poreclită fata de foc de către colegii ei. Tânăra a fost remarcată și de autoritățile ucrainene, care au transformat-o în imaginea luptelor dure care se duc acum în estul Ucrainei. Apărătorii noștri sunt incredibili, adevărați eroi, trebuie să câștigăm cât mai repede posibil pentru ca toată lumea să se poată întoarce la familiile lor și la o viață liniștită, a scris pe Twitter un consilier în Ministerul de Interne al Ucrainei.